Doamnelor, domnilor, bună seara! Bine v-am găsit la știrile serii la Doto TV. Eu sunt Ivet Mârza. Pentru început vă propun să vedem cele mai importante titluri ale zilei pe scurt. Gest extrem al unui primar din Constanța. Primarul comunei Castelu Nicolae Anghel a decis să intre în greva foamei chiar de ziua lui. Am încercat și încercăm să găsim soluții pentru ca toți cursanții CERONAV să poată să-și urmeze cursurile continuare. Nici o persoană nevaccinată nu mai are voie la cursurile CERONAV. Decizia a fost luată imediat ce incidența COVID-19 a depășit la Constanța 6 la 1000 de locuitori. O avarie majoră Raja a lăsat astăzi mai multe cartiere din Constanța fără apă potabilă. Pentru remedierea defecțiunii, compania a fost nevoită să intervină de urgență. Gest extrem al unui primar din Constanța. Primarul comunei Castelu, Nicolae Anghel, a decis să intre în greva foamei chiar de ziua lui. Edilul este nemulțumit de faptul că nu a primit bani de la guvern, dar și de faptul că viceprimarul comunei, care s-a ocupat de proiectele importante pentru comunitatea din Castelu, a fost suspendat din funcție. Primarul comunei Castelu a intrat azi în greva foamei chiar de ziua lui în fața prefecturii Constanța. Bună ziua, în primul rând, și vă mulțumesc că ați venit. Mă aflu astăzi de ziua mea, azi e ziua mea de naștere, împlinesc 261 de ani și am considerat să trag un semn de alarmă pentru prefectul Constanței și pentru guvernul României să le aduc la cunoștință că totuși comuna Castelu există în România. Deci suntem total ignorați atât de către prefectură cât de Consiliul Județean, ceea ce înseamnă fondurile care se distribuie la nivel județean și la nivel național. Primarul spune că a trimis scrisori de ajutor către toate autoritățile competente, inclusiv președintelui Klaus Iohannis. Deci o groabă fome de avertisment de 48 de ore, întrucât este un guvern instabil și acum cred că trebuie să aștept să pună pe picioare guvernul României, să știu cu cine am de discutat, poate ceilalți care vor veni vor înțelege lucrurile care sunt. Sunt indignat, întrucât eu am trimis adresa atât primului ministru, cât ministrului de finanțe, chiar și președintele României, prefectului și președintele Consiliului Județean, de situația în care suntem tratați, modul cum suntem respectați. Deci, mă repet, nu pentru bani am venit, pentru moralitate. În replică, prefectul județului Constanța, Silviu Coșa, spune că instituția pe care o conduce nu doar că a respectat legea, dar a și răspuns tuturor solicitărilor venite din partea primarului grevist. Domnia sa consideră că este nedreptățit, respectiv faptul că sumele pe care le-a solicitat pentru a fi alocate din fond de rezervă al guvernului nu au fost transmise în mod corect de la instituția prefectului către guvern, ceea ce este fals. Sumele au fost transmise în mod corect pentru toate cele 70 de UAT-uri din județul Constanța. Iar o a doua solicitare este legată de o acțiune pe care instituția prefectului a inițiat-o în instanță vis-a-vis de validitatea mandatului unui viceprimar din comuna Castelu. Și aici instituția prefectului a acționat cu bună credință și în spiritul legii, având în vedere faptul că respectiv viceprimar era suspendat printr-o decizie anii rămasă definitivă. Nicolae Anghel se află la al cincilea mandat de primar al comunei Castelu. Cu fiecare mandat a schimbat și partidul care l-a ajutat să ajungă în funcție, în palmaresul său politic, înscriindu-se până acum PNCCD, PD, UNPR, PNL și PMP. Nici o persoană nevaccinată nu mai are voie la cursurile CERONAV. Decizia a fost luată imediat ce incidența COVID-19 a depășit la Constanța 6 la 1000 de locuitori. Directorul CERONAV spune că a cerut DSP exceptarea de la regulă a persoanelor care prezintă un test PCR negativ, însă deocamdată nu a primit niciun răspuns. Pentru a nu pune în pericol cariera navigatorilor și a celorlalte persoane care au nevoie de atestarea CERONAV, cursanții care nu s-au imunizat împotriva COVID au fost direcționați către centrul de pregătire din Galați, unde incidența bolii se menține încă sub 6 la 1000 de locuitori. La 90 de grade. Mâna cealaltă se află pe umărul colegului din față. Piciorul de lângă perete este în spate, celălalt în față și întotdeauna liderul va mătura să vadă pe ce calcă cu piciorul și cu mâna, da? Marinarii nevaccinați nu mai au acces la cursurile CERONAV. Măsura a fost introdusă încă de săptămâna trecută, când municipiul Constanța a trecut de pragul de îmbolnăviri de 6 la 1000 de locuitori. Astfel spun reprezentanții instituției, au fost nevoiți să pună în aplicare legea, lucru nu tocmai bine primit de marinari. Foarte mulți navigatori au întârziat să-și facă vaccinul. Unii din motive
de terminare care nu vor să facă efectiv, alții pentru că nu li s-a cerut în mod expres. Marea majoritate, în schimb, și-au făcut vaccinul și participă la curs în conformitate cu deciziile luate. Noi le-am asigurat toate condițiile pentru a putea desfășura programul așa cum este precizat în programa analitică. În calitate de instituție publică și de cetățeni trebuie să implementăm aceste măsuri de luptă împotriva COVID, așadar și la Ceronav am aplicat această regulă. Regulă care, bineînțeles că nu a fost, dacă vreți, primită foarte bine de cei care în momentul de față nu au vaccinuri și bineînțeles că am încercat și încercăm să găsim soluții pentru ca toți cursanții Ceronav să poată să-și urmeze cursurile în continuare. Pentru ca accesul la cursurile de instruire să nu le fie restricționat, majoritatea studenților au ales să se vaccineze, asta dacă nu o făcuseră încă, și cei care au trecut prin boală și pentru care nu au trecut 6 luni de la ieșirea din izolare pot participa la cursuri alături de cei care prezintă certificatul verde digital. Cu riscul de a vă bate din drum nava, pentru scurtă perioadă de timp, vă orientați de așa manieră încât flăcările să treacă peste balustradă, să nu treacă niciodată pe vapor, da? Ne apropiem. Extrem de eficientă pulverea și retragere întotdeauna față către focar. Nu scăpați de sub observații. Odată cu trecerea pragului ratei incidenței de 6 per 1000 de locuitori în Constanța, accesul la cursurile de instruire la Ceronav se face doar în baza certificatului verde digital. Practic vor putea participa la aceste cursuri doar persoanele vaccinate, dar și cei care au trecut prin boală. Majoritatea cursanților s-au conformat noilor reguli și s-au vaccinat, iar cei care nu au făcut-o au fost redirecționați către centrul de pregătire din Galați, acolo unde rata de incidență este încă sub pragul de 6 la 1000 de locuitori. Nu am dorit să fac vaccinul, dar fiind constrâns de situație și de reglementări, a trebuit să-l fac. Și era oricum necesar să-l fac pentru plecarea în voiaj pe viitor, așa că... Eu mi-am făcut vaccinul cu vreo 2 luni în urmă. Nu mi-aș fi dorit să-l fac în mod normal, dar știind că tot aici se va ajunge și când va îngreuna situația, am preferat să-l fac. Păi dacă la nivel național s-a implementat această schemă cu vaccinul, mă gândesc că este normal și firesc să urmăm cei mai înalți decât noi. Noi fiind țară mai mică, trebuie să-i ascultăm și pe cei de acolo. Totodată, cursurile și examenele se vor desfășura cu respectarea tuturor măsurilor sanitare pentru spațiile închise, precum purtarea măștii de protecție, distanțarea fizică, dezinfectarea mâinilor, dar și măsurarea temperaturii la intrarea în instituție. O avarie majoră a Raja a lăsat astăzi mai multe cartiere din Constanța fără apă potabilă. Pentru remedierea defecțiunii, compania a fost nevoită să intervină de urgență și să înlocuiască inclusiv o conductă uriașă pe o lungime de 14 metri. Lucrările ample s-au derulat începând de azi noapte și au fost continuate astăzi aproape întreaga zi. Avaria de pe Bulevardul Tomis în zona blocului T1 la îmbinarea dintre două conducte ale Raja cu diametrul de 60 de centimetri și 45 de centimetri a avut loc azi noapte. Echipele au intervenit imediat și în jurul orei 3 au reușit să reia alimentarea cu apa zonei afectate. În această dimineață, echipele de intervenție ale Raja s-au întors însă pe teren. Remedierea avariei pe conducta de 45 de centimetri a necesitat înlocuirea unui tronson din aceasta pe o lungime de aproximativ 14 metri. Din cauza lucrării complexe, mai multe zone din oraș au rămas fără apă. Zona afectată a fost cuprinsă în perimetrul dintre Bulevardul Aurel Vlaicu, Alea Camelie, Adam Clisi, Suceava, Bulevardul Tomis, zona delimitată de Bulevardul Tomis, Alexandru Lăpușneanu, Poporului, Eremia Movilă, dar și perimetrul cuprins între Bulevardul Tomis, Soveja, Primăverii și Farului. Fără apă au rămas și locuitorii din Tomis 3 și zona stadion, iar în cartierele Tomis 1 și Tomis 2 apa a fost furnizată la presiuni scăzute. Echipele de intervenție au reușit să limiteze avaria în sensul că au repornit în jurul orei 3 de dimineață pompara pe conducta de 600, a rămas în lucru conducta de 450, unde în urma decopertării s-a constatat necesitatea înlocuirii unui tronson pe o lungime de 14 metri. Vreau să vă spun că această conductă este o conductă foarte veche, edificată în 1968, care este prinsă la ora actuală
pe parte de investiții, pe programul operațional Infrastructură Mare. În prezent, compania Raja derulează la Constanța lucrări prin programul operațional Infrastructură Mare cu o valoare de peste 518 milioane de lei din fonduri europene. Lucrările au ca scop modernizarea și înlocuirea peste 140 de kilometri de conducte de apă și canalizare. Verificări intense în spitalele din județul Constanța. Pentru a preveni o nouă tragedie ca cea de la Spitalul de Boli Infecțioase, salvatorii de la ISU Dobrogea verifică zilnic la interval de 3 ore secțiile ATI ale unităților spitalicești. Decizia a fost luată pe fondul creșterii alarmante a cazurilor de COVID-19, care aglomerează spitalele și pune o presiune uriașă pe secțiile de terapie intensivă. Controlele au drept obiectiv verificarea dotării cu stingătoare și hidranți interiori, verificarea căilor de acces, evacuare și de intervenție, verificarea modalităților de încălzire a spațiilor destinate secțiilor ATI în vederea eliminării mijloacelor de încălzire neomologate din spațiile respective, eliminarea utilizării tuturor surselor de foc deschis din secțiile ATI, precum candele sau lumânări. Totodată, ISU verifică și dacă spațiile în care există riscul de creștere a concentrației de oxigen sunt aerisite periodic. Trafic intens pe canalele navigabile Dunăre, Marea Neagră, Poarta Albă, Midia, Năvodari. Administrația canalelor navigabile anunță că fluxurile de mărfuri pe aceste canale continuă să crească. În primele 9 luni al acestui an, pe canale au fost transportate 13 milioane și jumătate de tone de marfă, cu 8% mai multe decât în perioada similară a anului trecut. Luni a fost depășită media zilnică de trafic înregistrată în acest an cu 120%, înregistrându-se un trafic de 225.441 de tone capacitate. Principalele destinații ale mărfurilor transportate pe canalele navigabile în acest an au fost România, Serbia, Ungaria și Bulgaria. Și avem o alertă de vreme rea de la meteorologi. De la ora 14 a intrat în vigoare un cod galben care anunță ploi importante cantitativ și intensificarea vântului în Dobrogea. Specialiștii spun că prin acumulare cantitățile de apă vor depăși 25-35 de litri pe metrul pătrat, iar pe alocuri chiar 40 de litri pe metrul pătrat. Vântul se va intensifica treptat, cu rafale în general de 50-60 de km pe oră, iar pe litoral de peste 65-70 de km pe oră. De la ora 21, specialiștii anunță un cod portocaliu de vreme severă. În zona litoralului va ploua abundent și se vor acumula cantități de apă ce vor depăși local 60-70 de litri pe metrul pătrat. Autoritățile recomandă populației să ia măsuri pentru curățarea șanțurilor și rigolelor de scurgere pentru facilitarea evacuării normale a apelor pluviale. De asemenea, în cazul creșterii debitelor pe anumite cursuri de apă, cetățenii sunt sfătuiți să nu traverseze râurile prin apă și să nu se apropie de malurile acestora. Raja SA a activat comandamentul pentru situații de urgență la nivelul întregii societăți. Zeci de echipe de intervenție dotate cu autospeciale tip vomă, vidange, motopompe de mare putere și autoutilitare au fost pregătite pentru a acționa cu promptitudine în rezolvarea situațiilor specifice care pot apărea în funcționarea sistemelor operate la nivelul localităților deservite. Carantina de noapte a revenit la Constanța după ce municipiul de la Malul Mării Negre a depășit incidența de 8 cazuri COVID-19 la 1000 de locuitori. Autoritățile au decis să nu mai permită circulația persoanelor nevaccinate în intervalul 20:05 în toate zilele săptămânii. Colega mea Roxana Cioacă ne aduce toate detaliile. Bun găsit, Roxana! Te ascultăm! Bun găsit, Ivet! Bună seara, doamnelor și domnilor! Și magazinele, restaurantele și terasele se vor închide seara. Acestea vor funcționa exclusiv în intervalul 5-22. Decizia pentru intensificarea măsurilor de protecție a fost luată de Comitetul Local pentru Situații de Urgență, convocat de primarul Virgil Chițac. Restricțiile nu se vor aplica celor care sunt vaccinați împotriva COVID-19 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv pentru persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi, ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. Excepție de la regulă fac și persoanele nevaccinate care se deplasează în afara locuinței, în interes profesional sau pentru asistență medicală, dar și cele care își justifică deplasarea de îngrijire a copiilor sau persoanelor vârstnice. Despre toate acestea, dar și despre alte subiecte interesante, voi vorbi astăzi cu prefectul județului Constanța. Silviu Coșa vine în această seară la Echidistant. Vă aștept în mai puțin de 10 minute. Începem la 20 fix.
Alertă de vreme rea de la meteorologi. La noapte în Constanța cerul va fi noros, va ploua și minimele coboară până la 8 grade Celsius. Mâine vremea se menține schimbătoare cu soare și nori, iar la prânz termometrele vor indica 16 grade Celsius. La noapte în Cernavodă cerul va fi acoperit, vântul va sufla moderat și temperaturile se vor situa în jurul valorii de 6 grade Celsius. Mâine soarele va alterna cu norii, pe alocuri va ploua slab și se vor înregistra 15 grade. Cer acoperit la noapte și în Mangalia cu temperaturi de 7 grade în termometre și precipitații. La Mangalia mâine cerul va fi variabil și temperaturile maxime vor atinge la prânz 15 grade. Fotbaliștii de la Malul Mării se pregătesc la foc continuu. FC Farul joacă în deplasare săptămâna aceasta cu FC Argeș, duminică pe 17 octombrie de la ora 15, iar băieții antrenați de Gheorghe Hagi speră într-o victorie. Mihai Vigariu, unul dintre cei mai buni triatloniști pe distanță full Ironman și câștigător al campionatului național pe distanță medie Hero 2021 desfășurat la Mamaia, are o poveste impresionantă. Priviți! S-a apucat de unul dintre cele mai grele sporturi după un accident de motor în urma căruia medicii nu-i mai dădeau nicio șansă să facă sport, iar el ajunsese la greutatea de 124 de kilograme. De atunci au trecut 7 ani, iar în CV a bifat printre zecile de competiții și 2 participări la campionatul mondial din Kona, Hawaii, una dintre cele mai grele curse din lume. După acest accident mi-am dat seama că nu mai pot să fac sală cum făceam înainte, că au eliminat un os de aici din mână. Și un prieten foarte bun mi-a recomandat să încerc acest sport foarte frumos, triatlon. Am făcut și o primă ediție și m-am îndrăgostit. De atunci, iată că sunt în al 8-lea sezon și descoper din ce în ce mai multe lucruri, ca și cum ar fi primul sezon, așa mă simt. Pentru Mihai, drumul spre triatlon nu a fost deloc ușor. Anul cât a durat recuperarea după accident și a pus amprenta pe silueta lui. În prima fază m-am luptat cu kilogramele, pentru că eu înainte... cel mai mult am avut 124, am avut 124 kg. De profesie ITist, Mihai a fost nevoit să facă față și cu părerile contradictorii ale unor medici la care a apelat după operație. După aceea aici a apărut problema, a fost în vreo 5-6 locuri să primesc sfaturi post-operatoriu, dacă ar trebui să intervin, să pun o tijă, să pun alte... Nu știu, în locul, pentru că acum am lipsă de 7-8 ani de zile, am lipsă un os cap de radius, este tăiat și nu este bucata asta de os. De la nu mai poți să faci sport la triatlonist de top full Ironman. Și acum pe triatlonist îl trec fiorii când își amintește ce a spus unul dintre medicii la care a fost în România. Băiete, care este meseria ta? Ești ITist, lucrezi pe calculator. Păi stai liniștit să-ți câștigi o pâine, să te închizi la cămașă, să te bărberești. Exact, așa am râs și eu și am zis, nu se poate, eu mă duc la sală, fac, nu acceptam, nu suportam, nici nu, mintea mea nici nu vrea să spună, cum, nu o să mai fac eu ce făceam până acum, ce am făcut 14 ani de zile. Mihai nu concepea să nu mai facă sport și nu s-a lăsat descurajat. Cu mare eforturi a reușit să ajungă la Viena la unul dintre cei mai buni medici de specialitate, care i-au spus că nu are de ce să mai facă o operație. De atunci au trecut 8 ani, iar el a devenit unul dintre cei mai buni triatloniști de Ironman din România. Din dragoste pentru triatlon a făcut în conjurul planetei de 2 ori și de fiecare dată a scos din buzunar 15.000 de euro. De când s-a apucat de triatlon, Mihai a reușit să bifeze în CV și 2 participări la cel mai tare campionat mondial de full Ironman din Kona, Hawaii. Este visul oricărui triatlonist. Hawaii este meca triatlonului din 78. Prima ediție a fost acolo. Ca să ajungi la campionatul mondial din Hawaii, ai nevoie nu doar de bani, ci și de foarte multă muncă. 5.000 și ceva de lei am plătit acum de curând pentru ultima înscriere. Evident că nu poți, și dacă ai banii ăștia și vrei să dai, domnul, vreau să dau 5.000 de lei, nu poți să-i dai, trebuie să mai întâi să alegi la o cursă, să obții locul, să fii în primii 3-5 și după aceea poți să plătești taxa și să iei slotul, înscrierea. Doamnelor, domnilor, știrile seriei la Doto TV au ajuns la final. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, ne puteți contacta la adresa redacția@dototv.ro, pe pagina noastră de Facebook la Doto TV, dar și pe Instagram.
Și nu uitați, pentru informații actualizate, intrați pe site-ul nostru www.dototv.ro. Eu sunt Ivet Mârza, vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o seară frumoasă. Ne revedem mâine la miază.